lui Nichifor Mihuță, taică Mihuță din Zervești. Ai plecat pe nunți poteți și ne-a lăsat poezii în grai. Dumnezeu să te ducă în rai. Că le-ai scris în grai bănățan, să venim la mormântul tău an de an, ca să vărsăm o lacrimă la cruce și lumea să nu se zăuite. Că prin testament ne-ai lăsat să scriem de viața de la sat, iubice taică Nichifor, noi trăim cu al tău dor. A devenit tradiție ca scriitorii în grai bănățean să-și dea întâlnire la Zervești, lângă Caransebeș, cu amintirea poetului Nichifor Mihuța. Prilej de amintiri, prilej de recitare, prilej de cultivare a poeziei în grai. Dacă vorbim despre Nichifor Mihuța, trebuie să vorbim despre poetul, despre folcloristul și despre creatorul de poezie dialectală, poezie în grai bănățean. Ca poet, a debutat în 1946 cu volumul Oglinzi paralele, ca în 1972 se publice Bilete pentru imaginație. Discipol consecvent al lui Lucian Blaga, al cărui cenaclu îl frecventa când era student la Cluj, Nichifor Mihuța nu mai credea în anii care au trecut că îi va mai apărea un volum de poezie. După ce a apărut Bilete pentru imaginație, fiind foarte apropiat sufletește, mi-a mărturisit: măi, dragă, nu mai credeam că o să văd vreun volum tipărit. Dar a tipărit. Ca folclorist a tipărit foarte mult. A publicat în volumul Folclor din Transilvania. În volumele Folclor din Transilvania avea o predilecție, având o predilecție deosebită pentru balade. Eu sunt sora profesorului Mihuța, în această casă ne-am născut. Am rămas de mici fără mamă. Dânsul m-a purtat de grijă și acum, la rândul meu, eu îi port de grijă la copiii lui de când a murit el. A fost un om deosebit. A fost chemat la Timișoara, la facultate, ca profesor. A renunțat ca să rămână lângă mine. Să scula săracul noapte, așa prindea lampa cu petrol și zicea mai bunica noastră săracă, zicea: Iana, ce faci? De ce scoli noaptea când ne treci petrolul? De ce scoli? Păi, maico, ca să scriu și eu poezie așa. Și a săracă zicea: păi nu poți la ziua. Păi nu, acum am venit mie în gând să scriu o poezie. Și apoi scria săracul. Dă pași. Nu știu cum a trecut vremea, un an chiar asom. De când pe la mama dragă, rău îmi pare, n-am venit. Poate i-a fost dor de mine, dar-s plecat în lumea mare. N-ai, măicuța mea, pe nimeni să-ți aducă alinare. Dar n-ajun de sărbătoare, mamă dragă, am să vin, ca să-ți dau o sărutare și la piept să mi cețân, să mă aștepți cu o roșă, cu plășinți și coloșei, și cu casa împodobită cu tulpani și ghioșei. Sărut mâna, mamă bună, de două zeli explicat, ca să ajung în prag la cine să-ți spun Hristos înviat. Îți șterg lacrima șepică din ochii și mă petrec. Bine ce-am găsit, măicuță, eu de aici n-am să mai plec. Creatorul de poezie în grai bănățean este foarte profund. Motivele versurilor sale sunt diverse, în special de critică socială, dar și de amuzament. Critica socială referindu-se la prostie, beție, viața familială, criticând în special femeia care era mereu recalcitrantă, mereu pusă pe harță. Dovadă sunt o serie de poezii, cum este Muierea, Complimenții, Strigonii, Cum l-am dat gata pe tata, Păpărece, Răspunsul Văsile, Întrebarea Luniță și o serie de alte poezii care pur și simplu farmecă
prin modul în care prezintă niște aspecte de viață. Răspunsul lui Văsile. Și că Popa Turiță tot treșea pe uliță. I-au văzut mai an stând la divan de mai multe zile pe ghiță muroni cu Văsile. Și după și le-a dat o dată bună dimineața ca să spargă gheața și ca să știe ce e cu ei, întreabă Popa Turiță: ce faci, mă, muroni? Dacă așa-ți, părinte, în drum pe petrol. Dar tu, mă, Văsile, ia ajut lui muroni de câteva zile. El a iubit tare mult școala. Când a avut 9 ani, el a avut o reun. Și lui a fost frică săracul că moare. Și a zis: tată meu, dacă nu trăiesc eu, o să mor. Ce rog frumos, în numele meu, să crești, să ține un copil la școală, că tare m-am dorit să fac școală, tare mult o iubit. El și profesorul îi spune: eu, taică, nu știu când învață copilul ăsta, că el prea puțin citește și imediat prinde. Tare mult eu plăcut lui cartea. Pe Nichifor Mihuța l-am cunoscut în timpul școlarității mele, mai exact atunci când am fost elev la liceu în Calanseveș. Nichifor Mihuța cerea tuturor elevilor să-i culeagă poezii populare, folclor, din satele de unde veneau. Relația profesor-elev, eu din păcate nu l-am avut ca și profesor, dar era în școala în care am învățat, era extraordinară. Dânsul percepea pe fiecare elev pe care îl avea în clasă ca pe un bun asupra căruia trebuia să muncească, să modeleze. Ia ca miei ghioșei, nu născum pe făurari, pe giță între fece mari, tu a iernii încheiere, nu ai vreme de șegere. Șeriu jos, dă stă să cadă, nori, berbești s-or trâns grămadă, să crâmpon, api să rup, răsar stiele, coarne șurup. Frigul mă e pe sub șubă, iarna prănas are o bubă, prătufie de lăstăriș, străluc pupii îi dăpliși. Gura iernii cu zobiele și-are dorim de măsiele, la păcică oprobit, bum să-și e, dar s-o scumpit. Chișăvă, pășeșălată, amiețată și înflată, coasă sub duruț șerșeii, ui ce miei ghioșeii. Totdeauna a scris mai mult poezii triste el, săracul, dacă le citiți poeziile lui. Deci el zâmbea, dar sub zâmbetul lui se ascundea o tristețe. Nu, cum să zic, nu a fost realizat nici cu poeziile lui, deci nu s-a publicat cât a dorit, nici pe copii nu a putut să-i facă cum a vrut, el a vrut, că tot și el, săracul, eu am fost copil de țăran și mis profesor. Copiii mei de profesor au numai liceu, nu? Ce să mai zic? A fost de om, a fost un om deosebit, dar nu a fost realizat în viață cum și-o dorit. Nu s-a putut realiza cum și-o dorit. Încă de mic copil mi-aduc aminte despre Mihuța Nichifor, el fiind prieten foarte bun cu tatăl meu, el fiind mare culegător de folclor, ținea mult la obiceiul, la etnografie și folclor. Tatăl meu era director la ansamblul Doina Banatului, erau două persoane care se completau și se discutau foarte mult despre obiceiurile de pe Valea Sebeșului, despre oamenii despre din Valea Sebeșului. Chiar am o amintire deosebită. La 6-7 ani eram la școală și după clasa întâia, fiind vecin și ținând foarte mult la mine, fiind prieten apropiat cu tatăl meu, chiar am primit un cadou, o geantă deosebită din partea lui Mihuța Nichifor, pentru care ieri în glumă mi-a cerut să recit poezia Păpărece, încă de vremea era scrisă. Lume multă înghesuială, doamne, domni, băieți cu școală, stau cu toți să ia bilece ca să vadă Păpărece. Un băiat tare cu boală, văzând că era cu școală, scoasă și mie un bilet să mă bag la șmecherie. Și mă duc, măi, frate, să mă pun capul la noi, pe la saci. Scaunul, frate, să ce țâni, era de aia cu țâțâni și de nu ce țâneai bine, era vai și amar de cine. Ce dușeai de hura bura până la călcătura. După aia am stat și am așteptat până băzna s-a făcut.
Și atunci a apărut o matahală, mă sucar și geală cu niște pișoale pe la foale și l-a îndreptat către el, bate-l crucea de Michel, dar până m-am gândit eu bine, dacă mă împușcă pe mine? Și la un moment dat am ieșit afară și i-am lăsat să o omoară. Aici stătea numai tata meu, uite, cel mai mult se ocupa, v-am spus, cu poeziile, cu asta. Deci, ja, dar de mers o veni și aici, mergea la lucru, nu-i plăcea să meargă, într-adevăr. Numai că venea, că îi plăcea aici. Păi când venea, tot îi spunea lui tata meu să-i facă mămăligă cu cârnați, cum se face la noi. Îmi faci tuțule coleașă, că așa se zice la noi, coleașă cu cârnați, cu ouă. Păi plăcea tata meu. Iată că suntem în curtea fostului și regretatului om Nichifor Mihuța și poetului care a fost, este și va fi pentru totdeauna. Voi citi poezia Fruncea, închinată lui Nichifor Mihuța. Bardule cu inimi mulce, bardule cu ochi sub frunce, din pălatul tău de piatră cântem iar ca altădată, pânzăvoaie să se-ndoaie crengirii de versuri ploaie, păsările și cu vântul să-ți ducă în lume cuvântul, că ai avut zile grăbice și faptele neîmplinice, că ai plecat cu mulce visă printr-o ploaie de nărcisă, sus spre muncii de piatră timpul ca un câine latră, bardule cu suflet plin, anii trec și anii vin, numai tu călări puni nori, râzi de tot ce-i trecător, numai tu rămâni mereu fruncea sufletului meu.